Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să luăm aminte, pace tuturor, Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda, și care avea 5 pitvoare, iar în aceste pitvoare făcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel care intra în scălătoare după turburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins, amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Avem astăzi onoarea să dăm către populația municipiului Roșior de Vede și celor din localitățile limitrofe un aparat RMN de ultimă performanță, un aparat CT de ultimă performanță și un mamograf, toate produse în anul 2022, deci aparate de ultimă generație, pe care deocamdată le vom folosi pentru pacienții spitalului, dar și celălalți pacienți pot beneficia de serviciile oferite. Avem doi medici radiologi minunați care se vor ocupa de ele și sper să ne folosească tuturor, încă o dată, la mulți ani, tuturor cadrelor medicale din România. Astăzi, Ziua Sănătății sărbătorește sănătate pentru toți. Asta ne dorim, sănătate pentru toți și un act medical mai bun. Bineînțeles, rugăm pacienții să fie alături de noi întotdeauna. Știm că nu suntem perfecți nici noi. Să ne tolereze când nu suntem perfecți. Și să avem o colaborare bună, iar pe dumneavoastră presa vă rugăm să ne ajutați în acest sens, ca legătura asta dintre noi și pacienți să fie una bună, nu de ceartă, ci de parteneriat. Noi suntem aici în slujba pacientului și nu o să uităm niciodată asta. Vă mulțumesc frumos! Pentru administrația publică locală, sănătatea reprezintă unul dintre cele mai importante domenii, din cele numeroase domenii care compun administrația publică locală. Dacă în celelalte domenii nerealizările și nemulțumirile sunt destul de multe, din păcate, în ce privește sănătatea, putem să marcăm aici niște rezultate cu adevărat remarcabile. De ce? Pentru că am inițiat și am implementat proiecte pe fonduri europene pentru sănătate, pentru Spitalul Caritas, care este în subordinea Consiliului Local, proiecte inițiate de colegii mei de la managementul proiectelor, cărora le mulțumesc pentru implicare, la care s-au adăugat proiecte inițiate și implementate de conducerea spitalului, pentru care mulțumesc doamnei manager. Vorbim aici de proiecte de 15-16 milioane de euro, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă. Avem proiecte care stau să înceapă, o parte din ele sunt încă în derulare și în ce privesc achizițiile de aparatură medicală pentru partea de ambulatoriu, chiar și proiectul de reabilitare termică mai are ceva de implementat până la finalizare. Urmează și un proiect care vizează siguranța pacienților în Spitalul Caritas în ce privește riscul la incendiu sau riscul la scurgerea de oxigen. Așa cum a spus doamna manager, inaugurăm funcționarea 3 aparate extrem de importante,
Și în felul acesta, pacienții din Roșiori și din zona Roșiori vor avea niște avantaje considerabile. Mă refer aici la faptul că nu va mai fi nevoie să parcurgă distanța până la Alexandria, București, Craiova sau alte localități. Timpii de programare vor fi mult mai scurți. Costurile, sunt convins că vor fi și acestea mai reduse și, în ultimul rând, aceste aparate sunt de ultimă generație. Mă bucur încă o dată că putem să oferim roșiorenilor și celorlalți pacienți care apelează la spital, că le putem oferi aceste servicii medicale de calitate și sunt convins că doamna manager va reuși să și coopteze specialiștii necesari pentru a deservi aceste aparate medicale. În final, vreau să adresez și eu tuturor celor care lucrează în domeniul sănătății, medici, asistenți, infirmieri, personalul auxiliar, să le doresc multă sănătate și mai le doresc să se ocupe de sănătatea pacienților în mod profesional și cu empatie. Două proiecte, un proiect sub egida primăriei și unul al Spitalului Municipal Caritas. Toate aparatele sunt cu fonduri europene. Doamna manager, vorbim și de oamenii care vor folosi, de specialiștii care vor folosi această aparatură. Ați reușit să aduceți specialiști la spital odată cu aparatura? Specialiștii avem două doctorițe tinere și frumoase, sunt în spatele dumneavoastră. Și bineînțeles că demersurile noastre vor fi în continuare pentru specialiști. Pentru specialiști cu competențe în aparatura pe care o aducem. Da, ăsta este un lucru pe care eu nu l-am ascuns niciodată. Specialiștii sunt o problemă pentru spitalele municipale, chiar și pentru spitalele județene. Nu știu de ce tineretul vrea să rămână în centrele universitare, dar să sperăm că le vom întoarce aceste idei, că uite și aici sunt aparate, poate chiar mai performante decât în capital. Domnule primar, afirmați dumneavoastră într-un interviu că aparatura modernă, sigur, va aduce și specialiști și va determina să rămână și în provincie. Apropo de ce spunea doamna manager, încă sunteți de părerea că se va întâmpla așa? Da, subliniez încă o dată faptul că medicii care își respectă profesia se bucură mult mai mult de condițiile oferite de spital, de confortul din spital, asta în primul rând pentru pacienți, dar dacă ții la meseria ta, te duci acolo unde ai cu ce să-ți o faci. Și Spitalul Caritas la ora actuală are aparatură performantă și vom mai aduce. Pentru că, așa cum am spus, proiectul care vizează achiziția de aparatură medicală pentru ambulatoriu este încă în curs de derulare. Se vehiculează foarte mult și eu am comentat și nu mă evit să fac lucrul acesta și acum. Dom'le, să oferim medicilor diverse facilități, că e cazare, că e nu știu ce, dar sunt mărunțele aceste facilități. O chirie în Roșiori de vede nu trece de 500 de lei. 600. Ori la veniturile, să recunoaștem, destul de consistente din sănătate, nu cred că asta este o ofertă care să atragă medicii, ci aceste dotări care sunt într-adevăr de excepție.